Da, bună! Story de dimineață, 27 septembrie, băieții, după cum vedeți, sunt aici, sunt în Câmpeco. Acum mi-a scos telefonul, l-a încărcat, exact acum a fost zero, barat, am stat o oră, l-a încărcat. Acolo mi în spate la baraca aia mi-am pus cortul. Exact, dacă te uiți bine, bine jos la colț, mai vezi un vârf din el, nici mi l-am montat, nici mi l-am demontat. E prima dată când beau cafeaua, fără să fiu cu geanta după mine. Deci acum chiar că mă simt un pic mai turist, mai altcumva mă simt, că știu că nu trebuia să încarc geanta după mine, să nu mă trezesc dimineața să-mi fac cortul, pentru că oricum îmi slează la 7. Deci când am auzit prima gălăgie, m-am trezit și eu. Și am văzut că nu-i prea nimeni acolo, am mai stat un pic până am văzut că se strânge oameni și când am văzut că se strânge oameni, am venit și mi-am băgat că ăsta e alt schimb. Ăsta e alt schimb, tot e altul schimb, nu-i niciunul de ieri. M-am gândit că ar fi ieri de ieri și mi-e pune și iPhone-ul, l-am încărcat, ciuciu, nu mi l-am pus, abia mi l-am pus ăsta. Și mă duc pe manevră, fraților, că ăsta, sunt aici încă în oraș, în Marina di Gheuti. Sunt 27, fraților, și încă nu mi-am făcut nimica. După cum vedeți, mi-am luat apă în loc de suc. Eu cam beau un Coca-Cola și un suc dimineață, dar ar trebui să acum să-mi aleg un pic meniu mai slab datorită faptului că nu sunt bani. Dar oricum îmi trebuie apă. Apă nu este nicăieri aici, deci am umblat în tot orașul, iar n-am văzut apă. Nici nu prea am văzut oameni, nici nu prea am văzut mișcare aici în orașul ăsta. Am fost și la plajă, mai am încă ceva din urmă, de tras, pe postări și... Cam asta e, băieți, da. Asta e istoria mea de dimineață. Mi-am băut cafeaua și vreau să mă duc mai departe. Mai am 18 km, chiar acum m-am uitat pe telefon, mai am avut 6% pe iPhone și m-am uitat, mai am 18 km până în Termoli. Până în termenul 18 km înseamnă 4 ore, 4 ore înseamnă pe lejeritate de dus. Deci, dacă cumva ai făcut 10 minute, tot urcă sau știți cum e. Da. Nu am eu după ce să fac pauză, probabil că o să fac la 4 ore pauză, că nu o să mă duc într-una 4 ore, vă dați seama că nu-s robot. Nu poate nimeni să marcă 4 ore, mai ales cu sarcină în spate, e mai greu, mai faci o pauză, mai merg, mai faci o pauză, mai merg. Și uite așa, mă duc eu fiecare zi. Și fac asta în fiecare zi. Acum sunt la cafea, mai am o gură de cafea și nu știu ce să fac. Dacă țin postarea, dacă țin filmarea asta, atunci nu mai apuc să mă duc la drum și trebuie să dau play. Da, pe nici mai beau. Am băut cafea, nu și fac cortul. Da. Și fac cor. Nu mai am haine curate, mă frate. Nu mai găsesc apă de 3 zile, 2-3 zile. Nu mai găsesc apă, mă. Nu mai spăl ceva. Nu mai am tricouri, nu mai am nimic curat. Deci, e greu. E greu. Nu găsesc apă. Nu-i apa aia care credeți voi că, da, un stăt numai de apă te dai. Nu găsesc nici puțuri de apă, nici măcar să-mi iau în sticle și să mă duc undeva într-o livadă să-mi spăl. Nu mai găsesc apă, fraților. Eu nu găsesc apă. Și umblu și nu găsesc. Am umblat ieri în tot orășelul ăsta mic. Deja l-am văzut. Dacă mă uit bine cu ochii așa, tot îl văd. Nu găsesc unde să mai spăl o haină și chiar dacă găsesc unde să spăl o haină, mi-a greu cu scatul, că e o vreme foarte umedă. Acum văd că cerul senin, la partea asta e norat. Partea asta e norat, deci un pic senin cu mulți nori și e greu să și țuși hainele. Dacă nu se usca hainele, atunci n-ai făcut nimica. Trebuie să mă duc mai. Da. Azi 27 septembrie. Astăzi ajung în Termoli, o să stau astăzi toată ziua acolo, nu contează la ce oră ajung și pentru că trebuie să-l filmez. Și apoi mâine dimineață pornesc pe scara și apoi până acolo vorba aia la fel mai ei. Dar eu totuși trebuie să-mi spăl hainele, trebuie să fac cumva să-mi spăl hainele, dar nu am unde, uite, te trebuie marfat. Nu am unde, fraților, că mă duc pe naționale, nu vezi nimic, arma pustietate. Nu mai pustietate, m-am băgat într-o livadă din asta, m-am gândit că poate găsesc ceva robinet la irigările astea unde irighează ei roșiile și astea. N-am găsit o apă, deci e foarte greu. Măcar două tricouri să-mi spăl,
și un pantalon scurt, nu mai am nici pantalon scurt curat. Am luat ăștia un pic, e shit, man. Acum la cafeteria asta, da. Dar nu știu după ce mai stau, mi-am băut cafea, eu am plecat, da. Da, să vedem despre ce vorba acolo la cor și probabil că acolo se dau în pauză, că până mă aranjez eu lucrurile, dar nu le bag numai așa în geantă. Le scot tot de afară din cauza să nu se omezească și uite așa, fac tot timpul când nu fac geanta. Nu, niciodată nu le am geanta făcută, eu te le scot tot de afară. Da, mi-am luat o sticlă de apă, pentru că apa e bună, apa nu se strică, da. Acum mergem. Da. La pesca forse è stata avvelenata dalla mamma nel frattempo, dovevano vedere con la moto, eccetera. Possiamo scherzare su queste cose, ma l'efficacia del messaggio. Ăștia încă nu m-au văzut, ăștia. Ăștia noi nu m-au văzut, ăștia. Toți sunt noi. Ieri au fost alții, azi sunt alții. Eu nu știu ce meseria asta. Alții. Nu știu. Of. Aici și m-am culcat aseară și, după cum vedeți, aici sunt și acum. Aici am făcut live aseară. Deci, la mine treburile se mișcă mai altfel. Da. Acum vreau să-mi strâng un pic cortul. Nu vreau să stau prea mult pe poveste, pentru că trebuie să-mi strâng toate hainele frumos și încet, încet, așa să mi le strâng toate și nu vreau să stau prea mult, că după aceea s-a atent acolo și nu pot vorbi. Dau o pauză și după aia continui când plec. Da, cam asta e. Mi-am dat play. Îmi trag cortul. Văd că este vremea. Dar nu mă avantajează absolut cu nimic ca vremea asta. Crezi? Absolut cu nimic. Dacă n-am apă, nu mă avantajează cu nimic. Din contra, mă dezavantajează. Că o să fie cald și dacă o să fie cald, mă dezavantajează, știți? Adică, cam asta e. Da, trebuie să-i facem bagajelul. Aseară m-am mușcat furnicile, furnici din alea mari, șmechere. Bă, m-am mușcat o furnică, țai de capul meu, mai ceva ca un țânțar m-am mușcat. Din alea mari. Astea nu știu ce corturi sunt astea, dar astea nu sunt cu siguranță. Astea nu le văd de simplu. Astea nu sunt corturi de siguranță. Astea sunt corturi să, vorba aia, să nu te pui în ploaia. Astea nu sunt corturi de trasee. Astea sunt corturi de caca-maca. Plinge mergi. Plin de melci. Dacă nu ești atent, le calci tăzi melcii să facă mâzgaia și pa să strâng furnicile. Deci trebuie să fii atent când îți faci cortul, dacă nu, plin de melci. Plin de melci. Ai tâti, păsă tot, că acum așa e umezeala, gradul de umezeală, schimbare de anotimp și acum apar melcii mâncați, dacă nu. Am văzut și pe apă, înainte n-avea cu ce să pescuiesc, acum deja plin. Deci pe gradul de umezeală, vin bagabonță și da, mergem. Am 4 ore și ceva, drumul mi-i col. Nu mai la stradă și acolo mi-i drumul. Sunt pregătit de drum. Am pregătit de tot timpul. În orice condiții sunt pregătit de drum, dar în condiții de ploaie, nu. Am fost, mi-am băut cafeluța, nu prea am făcut cine și ce la cafea, n-am descărcat absolut nimica, pentru că am zis că e important pentru mine prima dată să am baterie, știi? Apoi, mai degrabă, postările le fac înainte să ajung în oraș, când îmi calculez că atunci știu că mă bag la o sursă de curent și îmi permit ca să-mi încarc înapoi telefonul. Da, cam asta e, băieții. Ia să vedem, punem umbrela, mamă, umbrela asta atât am purtat-o și sincer să fiu, nu prea am avut eu nevoie de ea, da, aici punem, aia l-am găsit,
spate. Și cam asta e manevra. Mai am atât apă. Mi-am luat apa asta, cu asta mă mai spăl un pic pe mână acum. Trebuie să-mi iau șervețele umede, să mai mă șerchi decât pe adidașca. Mamă, mamă, ce am făcut adidașii deja. N-ai cum, n-ai cum. N-ai cum. Fii curați. N-ai cum. Na. Gata, băieți, eu sunt pregătit. Eu sunt pregătit. Strângem ăsta. Apa mi-e acolo, telefonul mi-e aici, telefonul... Ah, stativul, stativul, că nu umblu pe stativ. Așa, să luăm stativul. Așa. Da. Păi, stativul. S-a rupt. S-a rupt mânerul. Deci, e făcut TikTok așa, să stai pe el, să stai și să stai, na, e stabil și... Da, așa e numai, gata, asta e dus deja. 40 de euro am dat pe ăsta. Nu, și-au făcut treaba. Și-au făcut treaba, dar nu și-au făcut-o, că vorba aia vrea să-ți țină o viață. Aia vreau să-ți țină o viață, da, totuși de reținut minte. Trebuie să știu de acum înainte care sunt lucrurile de care ai nevoie într-o astfel de nebunie. Mai ales dacă faci și anumite filmări, îți trebuie un stativ. Și dacă n-ai stativ, nu ies. Pentru că dacă n-ai stativ, stativul e jumătatea cealaltă de pe om, jumătatea cealaltă de cameraman, înțelegi? Om cameraman se mai poate învârti. Da, cam asta e treaba, băieți. Cam aici s-a rezumat toată discuția. Telefonul mai bag aici, îl bag aici. Asta e povestea mea. Suntem acum la drum. Mamă, trebuie să-mi spăl hainele mă astăzi cumva, mă. Trebuie să-mi spăl hainele, mai am 10 euro. Să văd, da, de pot să mi le spăl. Ah. Cam asta e, băieții. Luăm telefonul, era să mă duc și fără el. Cam asta e, băieți, am să zic la revedere, pa, băieți, ne auzi. Și eu telefonul ăsta mai. Da. Cam asta e, băieții, asta e tot ce... s-o putu face. Ăsta e tot, apa e aici. Le băgăm apa acolo. Acolo ne-am culcat. O rămas paletul. A fost paletul lor, numai că l-am ridicat în cap. Ăla e paletul lor. Nu-l duc cu mine, nu fur nimic. Da, după cum vedeți, cam ăsta e șmecheria. Ăsta e drumul meu. Ca altul, vă asigur că nu este decât ăsta. Nu știu dacă ar fi altul. Asta e direcția ta, mă, pentru că am venit din partea aia, vedeți? Și drumul meu e partea asta. Adică țin undeva, e nordul, dar nici nordul n-a ținut, că nordul undeva mai încolo. Deci eu mă duc așa, dar nordul undeva încolo. Ia, vezi soarele, vedeți? Odia. Uite, acum mă bag pe națională, zici că e autobanda asta. Și Mircea, let's go! Cam așa începe călătoria mea, băieții, astăzi. Călătoria mea a început de mult, acum așa să luăm ceva. Deci, cam așa începe drumurile mele dimineața. Acum am avut un pic norocul, că asta nu-i noroc. Păi deci, cum lucră lumea. Am avut norocul pe... Am fost cafeteria lângă mine și nu mi-am făcut cortul. Deci m-am trezit din cor, m-am dus, mi-am băut cafeaua și frumos. N-am avut de mă dus 4-5 km, cum aveam în alte zile, până acolo. Ce e aici? Bec. Mamă, dar așa e, bă, puteam cu... Uite ce fain e aici. Uite ce fain e aici. Bine, nu vedeți voi așa, în perspectivă. E frumos era aici, vezi? Bine, așa ceva, le prezi numai dimineața când merg la drum. Da, băieți, ăsta e 27 septembrie, așa și cum am făcut planul, ca să trebuie să ajung în ăsta, în Tarmoli, 180, 18 km, mi-a dat pe GPS 4 ore, nu știu cum eu calculat alea 4 ore, cu câți kilometri la oră mă duc, dar v-am spus, pentru mine e cam minimum.
Minimum de kilometri. Uite-te aici, văd pe indicator 16 km. Bine, 16 km până la bară. Vasto, 30 de km. Campo Marino, 10 km. Da, următoarea pauză să fie la Campo Marino, adică să îmi încarc. Uite unde merge asta cu tractorul. Deci pe banda mea merge. Ia, pe drumul meu merge. Ai. Tu-ți dai seama, mă, eu nu acum, uite-te cu banda mea, mă. Come on, man. Ia. Băieți. Vasto 30, Termoli 16, 10 km. Nu, astea sunt kilometri doar informativi, nu există. Că așa nu sunt kilometri real, fraților. Vezi, mă, așa nu sunt kilometri real. Pentru că i-am făcut foarte, foarte multe calcule și de când fac traseul ăsta, eu am văzut că toate astea sunt greșite. Așa nu sunt kilometri real. Tot timpul, niciodată mai puțin o fost, dar mai mult o fost, tot timpul. Pe m-am dus o dată de la un oraș la altul pe kilometri, mi-a arătat că sunt acolo. Da, dar am mai făcut încă de 6 km până în oraș, a, come on. Adică până în oraș, în oraș, în oraș. Unde? În Taranto, în Taranto, da. Taranto mai m-am dus 2 ore de la indicatorul de unde am intrat în Taranto până am ajuns în centru. 2 ore m-am dus, 2 ore. Deci, știți despre ce vorbesc. Da, băieții, cam asta e. Mere mai departe, aș fi foarte, foarte bucuros, mi-a spălat hainele, mâncața, sufletul tău și să fac și o băiță. Am ocupat aia mai, aia cum mai pot să fac eu și aici, mai mă bag un pe un McDonald's, până din astea, până în zi, centre comerciale. Vă dați seama că acum unde mă duc, e oraș mare, este un centru comercial, nu? Chiar dacă nu-i în direcția mea, îl sun pe Cristian Ciofu și vine după mine și zice să mă duc acolo. Da, și mă duc acolo frumos, mă bag în baie și fac baia mea. Mă spăl. Da, odată prima dată trebuie să am haine curate. Am un ciorap pe an curate, pantalon și-a scurs, nu prea l-am folosit acum în ultimul timp și îs ok, am un pantalon scurt, ce curat să fie, că dar nu, ce dracu, dar umblu cu ei, nu stau pe-n găr și nu lucru la mine. Dar e problema că trebuie tricourile, că e foarte mare umezeală în corp. Și îți miroase haine la umezeală. Îți miroase haine la umezeală. Prinde mirosul ăla de umezeală. Și nu poți, e cort, fratilor. Gândiți-vă, eu, se face condensul de la gură. Corturile alea sunt făcute să se culci, nu... Uiteci, Dolce Cabana. Măcar e ceva. Păi, mă, uite, mă, că e plin, mă. Păi, mă, că e plin, aproape, mă. Mamă, mă. E mult în el, mă. Da, dar n-are manevra. Oh, come on. De aruncă așa pe mine din asta, ce zi e bunea, mă, cât e în el, mă. Și originală, mă, uite, e Dolce Cabana. Să arunc așa. Bă, dă-i apa de aici, nici, mă, eu nici n-arunc parfum. Asta e apa. Dă, mă, sărăce, că am parfum, de tot, e jumate din ea. Ah, în fine. Da, asta spuneam, că cortul. E umezala care îți cuști un cort, înțelegi? Căldura care o produci un cort. E plasticul ăla, materialul la care nu se ventilează. Nu se ventilează cortul și când nu se ventilează cortul, se face ca un fel de condens. Tu ajungi condensul să-l faci în cort. După aia, e tot cel mai important lucru, dacă ai o geantă termică, să și hainele într-o geantă termică. Și atunci hainele nu apucă să miroase. Acum eu nu mai am geantă termică, că mi s-o rup, mi-a cumpărat 4 genți termice, le-am cumpărat și s-o rup. Nu știu ce ține așa de slab, 4 genți termice. Dar bine, la câte haine am eu, trebuie o geantă. Și într-o geantă termică, frumos să le iau toate hainele împăturate și curate și atunci le poți lua curate, le poți lua dimineața, că nu prinde mirosul ăla de umezeală. Dar să lăsăm noi astea, astea sunt lucruri care le știu eu. Înțelegi care sunteți interesanți de chestiunea asta? Întrebați-mă în live-uri și în alte chestii, că vă dau eu chestii legate de o călătorie sau dacă vreți să plecați undeva. Mamă, nu mai vreau să mă uit, nu mai mă uit încolo, mă. Aer, atâtea documente am găsit, nu mai mă bag în seamă cu ele, mă. E dacă n-am găsit vreo 10. 10 nu, dar 5 am găsit. Documente, birou, zi, acte, pașapoarte, permise, eu nu mai mă complic eu cu ele, nu, mi-e frică și să le țin pe mine
Că până mă întâlnesc cu un polițist ca să le dau, atunci s-ar putea să mă întâlnească alții polițiști să mă întrebe de bună ziua, și atunci să mă prindă cu ele. Și apoi nu o să margă vrăjala că le-am găsit bosule și că am vrut să mi le dau vouă, nu. Nu mai trebuie nici mă mai uit la ele. Când le văd așa, mă mai uit la ele. Plin de acte pe străzi, frate, să aruncă aici să fură, mai ales pe strada asta în jos, cei care cunosc zona, ăsta aici, undeva la 10-15 km de porumbițe și fetițe care stau pe scaun și când trece mașinile, jop, își zică fustița și la, și cam îmi dai o seama ce pe acolo, vin bețivanii, le execută și le aruncă actele. Știu despre ce e vorba. La bine, s-a totuși istorie de dimineață. Cam asta e, băieții, după cum vedeți, sunt pe drum. Acum sunt pe drum. Deci mi-a arătat de la bordul la 16 km, ca să știți voi. Eu știu că sunt 18. Eu atâta știu că sunt 18, pentru că și de ieri, și azi dimineață, când mi-am calculat, tot 18. Dar ce mai contează 2-3 km plus sau minus, tot acolo. Oricum eu le fac 4-5 km, tot timpul eu le fac aiurea, care nu sunt băgate pe barometru, adică oricum pentru mine că e 16, că e 20, că e 18, pentru mine tot una e, pentru că oricum tot încolo mă duc și oricum astăzi, și dacă nu au 30 și ceva de kilometri, tot ajunge. Pentru că asta mi-a fost planul, de asta m-am forțat foarte mult ieri, am făcut 34-36, dar ca să am mai puțin astăzi de făcut și să ajung în oraș, să văd dacă pot să-mi spăl măcar hainele, că pe aia o rezolvăm, hainele să le spălăm. Da, și cam asta e. Cam asta e, băieții. Astăzi nici nu știu ce e astăzi, atâta știu că e 27. Vede-mă, apar n-am ce astăzi. Dar, ce să vă zic, vă mulțumesc, gașcă. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Ceea ce vă pot arăta în ceea ce fac eu e doar realitatea. Realitatea vizuală e asta și cea verbală e ceea ce spun eu. Oameni buni, ăsta sunt eu, de acolo vin și în direcția asta am să mă duc. O zi bună, Doamne ajută și...